Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Tudi și astăzi am să vă arăt primul episod din World of Warships în limba română. Știți voi, adică de fapt nu știți. Canalul meu e cam în totalitate în limba engleză, în toate filmările. Am zis să fac o mică schimbare, să văd cum reacționează lumea, poate am mai mult noroc cu românașii decât cu străinezii. Și ce să zic, alte alea. Bun, hai să vedem ce avem aici. Aici avem un distrugător de nivelul 4, care se intitulează Izokaze și care pentru nivelul lui e foarte bun. Deci, ca să vă trec așa repede prin toată faza, pe toată chestia, el trage torpile la 7 km, 6 torpile, încarcă undeva la 36 secunde următoarea porție, ajunge să fie detectat de inamici undeva pe la 6 km, 6.1, ceva în genul, deci am timp gen un kilometru să mă gândesc ce fac. Dau cu torpile și fug sau stau în zonă fără să fiu văzut. Știți? Aia e toată chestia. Bun. Dacă văd că place la lume clipul ăsta și așa, o să fie și meciuri cu navele mai mari, gen cu preferata mea de la Tier 9, Rune, German, Cruiser. Nu pot să vă zic ce e ăla Cruiser, că nu știu exact. Este o diferență. Există Battleship și Battlecruiser. No, Battlecruiser e un fel de Battleship mai mic. Are forță în tunuri, dar e un pic mai slăbuț, mai nerezistent, să zic așa. Nu are armura și viața unui Battleship. Bun. Ăsta ar fi un Battleship care l-am tot la Tier 9. Îi nasol până dracu și înapoi, având astea 3 tunuri în față. 3, adică 9, deci un tun cu 3 țevi. În spate n-are nicio apărare, chestia asta e un tun automat care începe să dea pe la 9 km după inamici. Ha, mi s-a terminat de încărcat telefonul. Și, na, e foarte nasol, trebuie să mergi tot timpul cu el cu fața. Tunul ăsta ajunge să nu mai fie folosit. Numai astea 2, deci tragi cu 6 în loc să tragi cu 9. E foarte nasol. În schimb, are tunurile antiaeriene sunt foarte bune. Astea sunt tot tunuri automate, ce vedeți aici și pe partea asta, deci te rupe. Deci am killerit destule distrugătoare din astea mici. Bine, normal că nu Izokaze, dar de nivelul 9 și poate chiar 10 și așa mai departe. Deci, per total e ok, dar nu chiar. Bine, acum știți voi care e chestia e că un pic de suferință cu nava asta, după care trec la tata lor, trec la Yamato. Și Yamato, dacă știi să-l joci, ăsta cam bate tot, inclusiv nivelul 10 de la americani, pentru că da, numai americanii și japonezii au în jocul ăsta navele astea la nivelul 10, restul au cruzere sau numai destroyere. Bun, gata cu poveștile. Hai să-i dăm bătaie. Cu asta adun XP pentru următorul, care se numește Minekaze, nivelul 5. E foarte șmenar, e aproape, să zic, identic cu Kamikazele, numai Kamikazele e navă premium, care am câștigat-o dintr-un eveniment. Dar e aproape identic. Doar că, nu, cu asta câștig mai mulți bani din navă premium. Bun, gata. Hai să-i dăm bătaie. Așa, loading-ul nu o să țină foarte mult, meciurile se găsesc foarte repede, nu contează în ce tier ești. Bine, acum, la ora asta, adică gen 5 dimineața, văd că e ca un goluleț, așa, 30-93 în raza mea. În fine. Am să ne aprind o țigară pentru efect. Copiii, nu fumați, că nu-i bine.
ce avem? Fiecare are câte un portavion, chiar de aceeași firmă. După aia vine în felul următor. Astea patru. Poți să le compari cu tankurile heavy, de la tankuri, dacă vrei. Astea, cum spuneam, astea sunt battleship-urile. Vezi și scrie. Bun, după aia. Noi avem 4, ei au 3. Vin cruiserele. Noi avem 4, ei au 6. După care vin micii țânțari. Un kamikaze versus un Nicolas. Și eu, parcă, tot versus un Nicolas. Bun. Aici accelerația, i-ai dat de 3 ori W, s-a dus la maxim și nu mai e treaba. Numai cu condusul în dreapta și în stânga. Ha, ci că-i nașpa să zici că conduci o navă. Bine, asta mai funny sună în engleză, că driving a ship. Știi? Bun. Așa, pe harta asta de obicei mie îmi place să mă bag în golfulețul ăsta de aici. Pe aici întâlnești tot felul de șmecheri. De obicei întâlnești cam două distrugătoare. De acum acolo să le zic DD-uri, că așa se numesc în prescurtarea, în să zic așa, jargonul din joc. DD-urile astea mici sunt distrugătoare, după aia CV, CV, le spune la carrier, adică carrier vessel, la portavioane. BB le zice la battleship, deși nu înțeleg de ce îi zice BB, pentru că n-are nicio noimă, dar mi-au spus unii player că ar fi vorba, ar fi expresie folosită în marină de atunci, în Războiul Mondial 2. Bine, sunt și nave din 1, dar mai mult din 2. Bun, în fine. Iar la cruiser le spune cruiser, la battle cruiser le spune cruiser, nu spune nimeni BK, zice pur și simplu cruiser. La crucișătoare de obicei le mai ziceam eu BS, numai că mă întreba lumea de ce dracu zic bullshit. Numai câțiva se prindeau, că de fapt mă refer la battleship. Bun, acum să fim pe fază, să vedem pe cine întâmpinăm aici. Am două chestii pe care le pot folosi foarte faine. Ăsta e nitro sau engine boost și ăsta e fum. Dai cu fum și te acoperă. Poți să-i acoperi și pe ai tăi numai pe tine. Bun, văd că e mare adunare aici. Avem cruisere, avem battle cruisere, battleship-uri, trebuie să cotel. Băiatul ăsta s-ar putea să încaseze niște torpile de la mine. Dacă reușesc, mare noroc pe mine. Hai să vedem. Aici nu există gloanțe gold, cum există în World of Tanks, de exemplu. Ceea ce de la mine are un plus jocul și firma Wargaming are un plus pe chestia asta. Bineînțeles, există nave premium care, alea te poate enerva. Ia să vedem. Nu? Nimic? Ei, cât noroc? Nu, nimic. Mai dăm o porție. Uite acum, mai imediat. Așa. Și o luăm la fugă, că văd că băiatul ăsta prinde tupeu. Ba, au dat și cu torpile. Da, atenție, unele cruzere au torpile. Și l-am rezolvat. Am uitat să precizez că torpilele mele dau undeva la 14.000 damage pe bucată. Deci, dacă te oprinzi, te oprinzi. Seriously. Dacă te oprinzi, te oprinzi. Bine, mai mult pe ăștia mici. Pe ăștia mari trebuie să prinzi 2, 3, 4. Bun. Hai să încercăm să rezolvăm pe următorul. Ăla care era acolo în distanță mare și văd că a dispărut așa subit, nu știu. Da, o ia la fugă. Opa! Dar s-ar putea să avem noroc cu Svetlana.
frumoasa de zvetlană care e un rahat de navă. Am trecut prin ea, am văzut ce poate capul. Ia să vedem. Ia fii atent, fii atent, fii atent. Pac! 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 Și dacă nu te-ai reparat, te-ai dus. Vedeți voi, o torpilă când te-a pălit poate să-ți dea inundație. Vedeți acolo, am 3 inundații făcute deja la cineva. Dacă ai luat inundație, pierzi undeva la vreo 500 HP pe secundă. Opa, ia uite ce avem noi aici. Ce avem noi aici? Un prietenaș de minecaze. Dă-mi voie să te sparg. Pa, pa. Mama lor de avionașe, ce mă enervează avionașele astea. Aruncă cu torpile. Da. Doamnelor și domnilor, asta fac portavioanele. Au avioane torpiloare și mai au avioane bombardiere care îți dau foc. Păi, cea mai nenorocită chestie. Să iei foc. Bine, nu chiar. Mai nenorocită e situația în care iei apă. Mai ales dacă ai 2-3 inundații pe tine, te-ai dus urât. Dacă n-ai reparație, ai belit-o. Deci în, nu știu, maxim 10 secunde te-ai dus, să-ți dai seama, îți pică undeva la 2000 HP pe secundă. Deci am pățit chestia asta. E nasol. În schimb, să zic că ai, nu știu, 3 focuri pe tine, pierzi undeva la 700 HP pe secundă, dar până să-ți dea cineva 3 focuri, e mult și bine. Am pățit să am și 4 focuri pe mine, pierdeam undeva la 1000-1500 pe secundă, e nasol. Bun, hai să vedem ce mai facem. Ei au pierdut 4, noi am pierdut 3. Partea nasolă e că noi am pierdut un bebeu. Ei nu au pierdut un bebeu. În fine. Mergem mai departe la vânătoare. Țin să vă spun că eu am fost foarte prost player de chestiile astea mici de DD-uri. Am avut și eu, uite, Nicolasul ăla care se vede acolo în depărtare. L-am avut și eu, ei, nasol. Deci nu jucați distrugătoare americane dacă nu vrei să vă bazați doar pe tunuri. Deci astea au tunurile bune, dar la torpile îți fai de capul lor. Dau la distanță foarte mică și îți detectate foarte repede. Deci foarte repede le detectează lumea. Deci gen, el poate să dea la, nu știu, la 6 km, nu, la 5 km dă cu torpila și la aproape tot 5 deja te și vede cineva, știi? Deci e foarte nasol. Bă, dar asta nu mai moare. Uite că s-a reparat. Nebunule, te-ai reparat. Ia să vedem, te cac sau nu te cac? Asta e întrebarea. Nu te cac. Mai încercăm o dată. Ce m-am auzit. Iar vin nenorocitele de avionașe. Fii atent că ăsta pe mine vrea să mă torpileze. Fac pariu pe ce vreți voi. Că ăsta pe mine vine să mă torpileze. Să vedem. Dăm după frumosul de Congo. Are pe Congo. Ăsta e dintr-un anime. Le am pe toate 4. Tot așa le puteai câștiga într-un eveniment. Au fost 2 și după aia au mai dat 2. Ia să vedem. Avem noroc sau n-avem noroc? Au început automatele lui să tragă după mine. Fii atent. Deci fii atent. Deci asta o să aibă moarte crucială. Am casat 3 torpile de la mine. De la mine pentru tine. Dar s-a reparat. Nu-i nimic. Acum mai vine o porție. Hai, pa! Și am rezolvat dita mai măgăoaia de navă. Ba chiar una din cele mai bune nave, de la nivelul 5, tot japoneză. O am și eu, probabil am să vă arăt un match cu ea. Asta dacă o să vă placă ce am făcut eu acum. Ia uite, dăm un afirmativ
Și mergem după băiețașul ăsta. Asta este de tier 4. Tot japonez, doar că arată mai urât, nu e negru cu mov. Să vezi tu ce torpilătură și are asta de la mine acum. Mama, mama, mama. Deci dacă nu frânează, fire. Mamă, ce torpiluț au lăsat ăla către mine. Mama ta de avion. Ia să vedem. Apucă să scape. Fii atent. Incredibil. Apucă să scape. Du-te, bă! Nu cred! Americanul trăiește! Nu mai trăiește. Da. Am crezut că-l killere și pe ăla, dar... Hai să fim serios. Ar fi fost prea de tot. Bun, deci băiatul ăsta fuge, dar nu-i prea inteligent. De fapt, e inteligent, că uite, totul se ferește de torpilele de la portavionul nostru. Și până atunci, eu i-am pregătit o surpriză care merge către el. Acum, vă dați seama că nu mai apucă să o întoarcă. Deci, ori îl rezolv, ori îl rezolv. Una din două. Uite, am și pus pe cameră să se vadă așa frumos camera la torpile. Mai încasează una de la prietenul meu. Și restul o să-l rezolve. De fapt, una singură. Excelent. Și trebuie să vă zic că ăsta chiar a fost un meci bun. Și chiar nu m-am așteptat. Deci, înregistrarea e live. Nu-i replay. Nu fac chestii genul, nu fac replay-uri, pentru că atunci o să zică lumea că am selectat cel mai bun match din cine știe câte. Nu, pur și simplu, m-am băgat într-un match și v-am arătat ce pot să fac. Bun, ia să merg să vedem, mai rezolvăm un Congo. Nu știu ce să zic, lumea a început să cucerească. Hai să le spunem să nu cucerească, ce naiba, doar mai sunt doi. La viteza mea de mer turbat ajungem încet, încet și acolo. Și că hai CV. Cineva a descoperit da, CV este carrier vessel. Nu știu dacă v-am spus la început. Deci portavion. Kamikazele cred că o să-l rezolve pe Congo. Cred. A trecut cam cu mare viteză pe lângă el. Și văd că nu au apucat să-l torpileze. Partea nasoală e alta. Cred că Svetlana moare. Dacă ăla-i deștept și se concentrează pe Svetlana, încearcă să o rezolve pe Svetlana. Noi până atunci îi pregătim o surpriză pe care nu o să poată rata. În cazul în care nu se bagă în perete, că văd că cam spre perete o ia nebunul. Hai să-i le plasăm aici. Bun, ia să vedem ce pățește băiatul ăsta. O frânat. Dar cred că încasează o torpilă. Nu? Ba da, cred că pe aia o încasează. Ha! Ce mișto! Din păcate pe celelalte nu le mai încasează, dar... Ce să zic eu, mai așteptăm 5 secunde și cred că rezolv și pe băiatul ăsta. Oho, ce achievement, baban am luat. Fii atent că tipul ia și apă. Vedeți ce înseamnă să iei apă? Fii atent, ăsta e kill-ul meu. Ai văzut? Am făcut 5 kill-uri. Păi de capul meu. Am primit un achievement care se numește Kraken Unleashed. Uite aici tata. Destroy 5 or more ships. Și primesc, cum îi zice, un steguleț. Poți să pui stegulețe pe nave. Oh, și am făcut și o misiune. Să fac 30.000 damage. Mișto. Câștigat 20.000 de credite. Pot să mă șterg la cur cu ele. Bun, am mai primit High Caliber. Să damage-uiesc 4 ship-uri. Care să treacă peste cele 30% din viața unei nave. Și am mai primit Confederate. Heroic Individual. Individual. Bun. At least 6 ships, damage cost to each must exceed 20% of her normal HP. Fai de capul meu. Deci, ăsta a fost match de match. XP cât în cape,
bani, știi cum, deci reparația la nava asta, dacă mi-o distruge cu totul, mă costă undeva la 10.000. Și uite cât am câștigat eu. Bun, hai mergem înapoi în port, să vedem exact. Să vezi că nu vă mint, că reparația au fost foarte puțin. Uite aici, în dreapta o să apară, dacă sunteți pe fază, pac. Cost 22.000 e camuflajul și service-ul a fost 5.000, că am pierdut, ce, mai mult sau mai puțin de jumătate de viață. Nu știu, dar am pierdut ceva, în orice caz. Bun, aici în cutiuța asta mi-arată ce primesc. Uite, am primit 10 steaguri, mai multe stegulețe. Eventual, stegulețele vi le arăt în episodul 2. Ce fac? Până atunci, eu v-am lăsat. Sper că v-a plăcut. Dați un subscribe, dați share, dați like, nu dați like, lăsați comentarii, nu lăsați, cum vreți voi. Până atunci, eu tot Tudy rămân și ne vedem în episodul 2. Să vedem ce o să iasă. Pa, pa!